tare, dragi prieteni, astăzi vă voi învăța cum să faceți niște gogoși pentru păpuși. Dacă n-ați văzut videoclipul de pe care m-am luat, mă puteți urmări pe mine ca să faceți și voi. Deci v-am spus, ca să nu ziceți că am copiat, v-am spus din prima că am luat ideea aceasta de la o fată. Deci, pentru început, avem nevoie de pastă de modelaj, un fel de lut, dar nu este lut. Și un pahar, am eu un pahar aici, cu apă în caz că al vostru este mai întărit. Un băț de frigărui care să fie cu capătul aici așa. Și o scobitoare, dar nu este ca și frigăruiul. Amândouă fac ceva diferit, de aceea ne trebuie amândouă. Și acoarele sau carioce, voi folosi carioci pentru că nu o să mai facă atâta mizerie și o să terminăm mai repede, nu trebuie să mai lăsăm să se usuce atât de mult. Uitați, așa arată lutul după ce am dat cu apă, vedeți că este mult mai moale. Și pe cel tare o să-l punem aici. Iar acum trebuie să-i facem forma de gogoșică. Deci nu sunt pentru voi să le mâncați sau așa ceva. Sunt pentru păpuși, pentru că așa a spus când m-am uitat la videoclipul după care vă arăt și vouă. După ce ați făcut forma așa, pur și simplu luați bățul de frigărui și faceți o caură înăuntru. Uitați cum a ieșit când am scos bățul. Trebuie să o faceți un pic mai mare, nu cât bățul de frigărui, așa că mai înfigeți și în celelalte părți. Aceasta este prima gogoșica noastră, iar acum trebuie să o lăsăm să se usuce în alt loc și să facem pe următoarea. Așa arată și următoarea, doar că am făcut-o puțin mai micuță. În continuare luăm bățul de frigărui. Facem o gaură. Acum vom face una normală, adică fără gaură înăuntru, să vedem cum este și aceasta. Deci, arată așa, trebuie să o lăsați așa, să nu mai faceți gaură dacă vreți, pentru că vrem să facem și una normală. Să știți că vom face, să fie și mai special, o gogoșică squishy din clay. Dar nu știu dacă îmi va ieși exact. Nu va fi squishy, squishy, doar așa, să vedem noi. Ok, acum trebuie să dăm gaură gogoșicii noastre. Acum vom lua scobitoarea, după cum am zis că avem nevoie și de ea, și vom face mici punctulețe. Ia uitați ce super arată. Ia uitați ce tare face. Și mai ales când o să îi dăm culoare, o să arate și mai bine. Deci eu am făcut o groază de punctulețe. Vede și sora mea pentru că e lângă mine. Gata. Până se usucă gogoșelele, m-am gândit să vă arăt ce culori voi folosi eu. Voi folosi maro pentru jos, adică în spatele gogoșei, la gogoașă, pentru că acolo nu vom colora exact cum e și partea din față, pentru că va fi super ciudat. Știți că în realitate așa este, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Adică aici vom pune culoare, iar aici în spate vom face cu maro. Sau dacă sunteți norocoși și aveți carioca crem, este și mai tare, pentru că așa trebuia să fie. Și uitați culorile pe care le-am ales: galben, albastru închis, mov și acest roz închis sau mov foarte deschis. Prima cocoșică pe care am făcut-o s-a uscat, vedeți că m-am spălat, dar nu prea s-a luat foarte bine. Pe ea vom colora, cred că, cu galben, pentru că de ce am folosit eu galben o să vă arăt imediat un secret, așa că revenim după ce termin de colorat. Deci uitați-o, arată super bine, deci zici că este făcută cu acoarele. Avem nevoie de niște carton colorat
Și de o farfec, am uitat să vă zic despre ele, deci am uitat la propriu. De ce? Pentru că să o decorăm mult mai frumos. Deci trebuie să tăiați foarte subțire, cam așa, asta să vă arăt un exemplu. De fapt, asta s-a tăiat pentru că nu văd foarte bine când stau așa. Deci, cum l-am tăiat așa, trebuie să le tăiați și aici mărunt. Mă abțin să fac bine pentru că e greu când și filmez. Așa. Deci s-au strâns aici multe din astea foi colorate mici. Acum, după ce am făcut, le-am pus în partea cealaltă, luăm niște aracet. Eu am aracetul acesta, nu contează. Și punem un pic pe cocoșchiera, să zic, pe deget. Deci, n-am putut cu capacul. Puneți cam așa, atât, atât, atât. Acum, după ce am întins pe toată gogoșica, trebuie să aplicăm pe ea. Ia uitați ce super este. Dar se pare că mai mult dau în părți decât pe ea. Gata. Deci arată incredibil. Acum trebuie să o lăsăm să se usuce și să o luăm pe cealaltă pentru că ne va trebui oricum să o mai luăm. Pentru că trebuie să facem și pe fund. Acum am luat-o pe a doua pentru că și ea s-a uscat. Mai, poate mai e așa puțin neuscată, dar oricum trebuie să o lăsăm din nou. Vom lua de data aceasta, facem cu acest roz închis. Ia să vedem. Cum va ieși și aceasta, cred că va ieși super. Am terminat-o și pe aceasta, după cum vedeți. Iar acum vreau să și pe ea să o dau cu aracet, să pun cam așa, pentru că arată foarte bine. Am tăiat deja foicelele și sunt roșii. Uitați, deci m-am umplut numai de foicele și culoare, dar am editat pentru această gogoșică drăguță, iar acum momentul cel mai așteptat, gogoșica aceasta, pentru că este una diferită. Deci, o vom face cu albastru. Am luat carioca aceasta mai mică. Așa că revenim după ce o termin. Gata, am terminat-o. Iar acum, dacă vreți sau nu mai vreți, puteți să-i puneți foi colorate. Eu îi voi pune albastru deschis. Deci, ia uitați ce super arată și ea. Și mai avem decât una singură. Și am terminat cu goșelele. Uitați, l-am făcut și pe spate, așa arată. Și pentru că eu nu mă joc păpuși, le-am lipit aici. La birou și arată super. Deci dacă nici voi nu vă jucați, puteți face ideea aceasta să lipiți pe la birou, pe unde vreți voi. Eu am lipit cu bandă dublu adezivă. Cam așa arată a mea. Și nu uitați că dacă v-a plăcut aceste mici cocoșele drăguțe și foarte tare, deci îmi plac foarte mult cum a ieșit și designul care l-am acum la birou pentru prima zi de școală. Deci nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!